La începutul săptămânii, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Sarasau au declanșat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale. Astfel au depistat în apropierea frontierei cu Ucraina, între Săpânța și Câmpul Lung la Tisa, doi cetățeni străini care nu își justificau prezența în zonă. Întrucât persoanele în cauză nu vorbeau limba română și nu dețineau documente de identitate, polițiștii de frontieră au luat măsura conducerii acestora la sediul Poliției de Frontieră Sarasau, în vederea continuării cercetărilor. În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză sunt cetățeni din Bangladesh în vârstă de 26, respectiv 30 de ani. Aceștia au declarat că își doreau să ajungă într-un stat din spațiul Schengen. Miercuri din Bangladesh au fost preluați de autoritățile de frontieră ucrainene în baza acordului de readmisie, în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale care se impun.